Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Probabil că vă întrebați ce caut eu aici pe G2A. Ei bine, am pus mai de mult pe Facebook dacă vreți să fac de asta cu cheițe de Steam. Ei bine, asta o să și fac acum. Având în vedere că nu mi-ajung banii ca să-mi iau CSGO, pentru că, după cum vedeți, este aproape 10 euro și eu am doar vreo 6 euro din donațiile voastre, am să-mi încerc noroc cu cheițe de astea. Ăsta nu e CSGO pe global, e doar pasia. Ăsta e la ce jucați voi și vedeți. E prea mult, în fine. Așa că ne jucăm cu niște cheițe de astea, poate, cine știe, o să... No, nu-mi trebuie ăsta. Dezactivare. Luăm frumos ăsta. Încarcă-te, cel mai bun preț de acolo. Nu cred că o să fie nevoie de shield ăla. Ok, 3 euro ne costă. Să-mi bag adresa de e-mail, să bag un cod ăsta de reducere, ori de la Codrin, ori nu mai știu. Mai dă 3% reducere. Lasă că mai fac și ăștia un bani. Hai că îi dăm lui Codrin, lui Jean. Așa, să-mi introduc adresa de e-mail și o să-mi apară astea cât de curând. Bun, mi-au venit și mie acum codurile acestea. Primește codul, așa. Hai, dați-mi cu alea 10 coduri, nu sunt robot. Ok. Așa. Și aici sunt... Da, bine că... A, și trebuie să bag tot ăsta aici, deci. Load Pixel again. Crash Time 2. Sau astea sunt jocurile. Sting Mat. A, astea sunt codurile la jocuri. Dar nu puteau să-mi fi dat mai bine... A, mă, nu pot să-mi dea... A, de fapt, stai că pot să fac așa. Fac un notepad frumos. Copy. Hai să deschidem aici un notepad. Notepad. Dar bine că n-am notepad-ul. Notepad. Hai, da, vină încoace. Poc. Hai să le bag aici, să-mi fie și mie mai ușor și ușor pe dracu. Hai mă, serios? Și trebuie să mă chinui așa. Bun, păi atunci hai să vedem ce jocuri mi-au picat și mie. Aveți aici și Steam-ul meu să mă adăugați dacă vreți. Hai să băgăm primul cod. Dar te-am aș pele de mesaje, că tot primesc acum mesaje. Dar nu vă răspund firați dracu, bun. Primul joc, Killer, Zongolie, nu știu cum. Hai să luăm frumos codul ăsta. Să, atâta e până aici sau? Cred că ăsta e. Copii, ok. Magazin, explorează, liste de donații, știri sau cum era Steam. Simba așa. Treci în modul offline, caută actualizări. Dar măcar naiba era. Jocuri. Activează un produs Steam. Înainte. De acord. Asta era? Asta era. Poc. Cu succes, ok. Contul tău... Ok. Închidere. Așa, hai să dăm colecție. Unde jocul? Unde jocul? Nu ăsta, nu ăsta, nu ăsta, nu ăsta. Un joc de... Ia, hai să-l tragem. Poc. Tare. 18 mega. Ok, hai să-l downloadăm pe ăsta. Vedem ce o fi. Închidere. Da, să sperăm că te descărcarea pentru... Așa. Hai să vedem ce naiba joculetele ăsta aici. 10 joculețe de timp pentru că n-am ce face. Ok. Sper că nu se aude prea tare peste mine. Play. Și ce trebuie să fac? Care muzică rock pe fundal, dân, 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 bun. Păi și care sunt astea, că nu înțeleg. Map, difficult, obiectiv. Te fai, play. Păi și care sunt, level 1. Run the... Ce trebuie să scriu, ce să scriu? Ah. Bun. Ok. Ce scrie? Fight. O fei. Așa. Ei. Hai mă, care mai vine acum? Și mai unul. Cnar.
Da, deci ăsta e un joc în care trebuie să scriem. Ok, hai mai băgăm o rundă. Haide, pe unde vin ăștia? Nu știu ce trebuie să fac și acum văd să trebuie să scriu acolo. Cheater, cred că era. Nu știu cum să citi. Mă scuzați că am puțin englez la cursuri. Go, man. Go, one. Așa. Maggie. Clomb. Asta e bun așa că te antrenează în a scrie mai repede. Ca... Funa. Ok, și mai vine unul. Gata. Ok, cred că mai ajuns jocul ăsta. Bun, hai să vedem. Următorul joc atunci. Deci vine ăsta așa. Așa, ok. A story about uncle. Sună interesant ăsta, ia de încoace. Copii, jocuri, activează, ok, înainte, sunt de acord, înainte, ok, închidere. Unde e? A story about uncle. Instalează, ia mă cât are ăsta. O, oh, un giga și ceva, hai că e bine. Până descărca ăsta, hai să le bag, să le trag pe toate. Așa. Direct un intro de ăsta făcut la jocuri de pe Windows 95. Am început bine. Devil Daggers, așa, Daggers, cuțit, cum se traduce. Ia mă, ce joculetul fie ăsta? Bine. Acum înțeleg de ce am se chema un premiu. Și ce trebuie să fac? Apăs... A, click trebuia să dau, ok. Ia, options. Hai să dau și o sunetul mai încet. Timpul, audio, dă-te mă mai încet. Așa. Back, play. Mă, ce joc... O trag, ce fac? Ce dracu a fost asta? Retry, ok, hai. O tot, bă, ce vine. Ok, păi și cum vor ăștia să nu mor? Asta e tentativă de joc horror, să înțeleg, sau ce? Ok, și tot ce trebuie să fac e să trag cu mâna în astea, ok. Și trebuie să rezist cât mai mult sau cum, că... Se văita cu o drâncă, îi picau pointe în click-uri, astea sunt și mai de tot. Grație, drag! Bine că ăștia nu se înfigă în mine. Am murit. Nu mai gata, mai ajuns, mai ajuns. Ok. Ce am mai descărcat? Dark Matter. Așa, deci Hunter. Ok, story about my uncle. Hai mă, joacă. Yes. Încă se instalează. Stigmat, stigmat. Hai să vedem cum e stigmat ăsta. Asta n-avea legătură ceva la biologie cu plantele sau... Ok. Hai mă, pornește. Hai mă că poți. English, de nici măcar nu e în full screen ăsta. Dă-te mă așa. De ce n-ai bă ăsta? Mario? Și e fain că se mai și blochează. Gata, bun. New game, hai. Și s-a închis jocul. De ce dracu? E, cât timp o dura să-mi pornesc ăsta, mi s-a uploadat videoclipul, mi s-a uploadat, luați de aici videoclip. Deci new game, așa, gata, bun. Ce taste folosesc? Ăsta așa. Ok, mi-a ajuns, mi-a ajuns.
Te dracu de joc, bun. A story about my uncle. Pornești, se lansează, hai da. Cum e asta? A story about my uncle. Asta parcă avea un giga și ceva. Să sperăm că... E ceva mai interesant ăsta. O să am de tăiat o grămadă că stau să-mi bag jocurile astea. Și ăsta e în Windows. Dar dacă dau așa un Alt plus Enter, nu mă dă un full screen? Ba uite că mă dă. Dar mă dă într-o rezoluție mică. Bun, hai că ăsta făcut cu Unreal Engine. Hai că ăsta pare a fi promițător. Totuși, niște jocuri la 3 euro. Press any key. Ia. Întâi să-l dau un pic mai încet, că sigur se audă prea... Aaa, păi stai mă că avem rezoluții de-astea mari. Hai mă că ne permitem. Ne permitem în Full HD să jucăm, ce dracu. Și nu, audio. Dau mai încet. New game, hai să vedem. A story about my uncle. Dad? Aren't you sleeping yet? Hai să nu mai vorbesc ca un puțin englez pe la colțul gurii. I can't sleep. Can you tell me a bit? Nu pot da skip. Nu pot. I'm sorry. All right. Ok. What do you want to hear? Ce vrei să auzi? Ceva, ceva despre o aventură. Despre aventură, mă rog. Cred că știu doar un lucru. Doar că, doar că... When I was your age, când am avut vârsta ta, cel mai mare vis al meu a fost să îl urmez pe unchiul meu Fred pe una din nu știu ce, o zi, într-o zi l-a dispărut sau o zi l-a dispărut. A, și de aici începe aventura practic, cum narează asta. I stepped into the lobby of my uncle's house. It lay just across the hill from Zoom, where I lived okay. My mother, your grandmother. She had tried to keep me from going, but I wanted to see. Și nu pot să intru. Și ne povestește aici. Latest adventure. Asta pare a fi un joc promițător. Cred că cu asta ar merge să fac episoade. My uncle used to send me postcards from his long journeys. Greetings from deci era călător ceva unchiul tipului ăsta. Kilimanjaro, the Amazon River. This was the first time he had left without a word. Without sending cards. Șmecher tipul. Dacă mă întuneric aici. I had visited Uncle Fred's house countless of times. Ok. But in the locker, which usually cine-ai pe asta? I found something I hadn't seen bă, before. Bă, pizdos unchiul tipului ăsta. It was an adventure suit. It resembled the one that Fred used. Ok. Smaller in size. Uși automate. Curiosity got the better of me, and I tried it on. It fit like it had been custom made for me. The most mysterious room of my uncle's house was the observatory. There he kept his newest asta experiments, and right now it held a pad used for disposing of garbage. Ok. Porniși alarma. Păi stai, stai, ce? Ce? Bă, bă. Ok, ok. Bă, balansează, ce dra... Ok. A story about my uncle. Bă, jocul ăsta merită. Hai că-mi place, are poveste faină. Nu sunt prea pasionat de povestea unui joc, dar asta merită. Deci un început foarte bun. Și acum se încarcă. Ok. Iar am impresia că sunt în The Forest. I landed with a crash, but thanks to the suit I wasn't hurt. I had no idea where the pad had taken me, but back then I didn't care so much about okay. Where I was going. Mi se pare cunoscută mâna asta. Parcă am văzut la The Real Red pe fundal în jocuri, la prosturi că se juca un joc de genul ăsta. Protected me from falls on the ground, but not in water. Cu toată gravitația. Swim with this thing on. Best be careful. Ok. Opa! Așa. Se sal... Ok! I was sure that someone had been here before me.
Someone had built these bridges and all these symbols, but who, where were they now? Deci charge absolut așa. Am căzut. Și mă dă înapoi să înțeleg. Deci, while sprinting... Stai că n-am apucat să văd ce zice acolo. Hai mă, caz toată. Deci. Charge up the suit in rest. Sau A, așa. Mokto. I found a strange viteza. Some sort of measuring tool that Fred must have built. It seemed to be done. Știi ceva? Jocul ăsta îmi place. Jocul ăsta chiar e fain. O să fac episoade la el. Hai să vedem ce mi-a mai picat, că ăsta e doar de intrare în joc, în jocuri să vă cum sunt. Dar îmi place ce mi-a picat. A story about my uncle. Deci pare foarte interesant. O să fac episoade cu el. Așa că să continuăm cu jocurile astea cine mai am eu. De ce dracului mă doare ceafa? Aoleu, intro de la de jocuri vechi, să dea dracu, tăi alea înopuiți. Așa. Bun, story. Și ce trebuie să fac? Deci. Așa. Deci mă mișc stânga-dreapta așa. Sar. Și pe că lovesc. Doar merg așa? Ok, să vedem unde o trebuie să ne ducem acum. Am dezactivat muzica că se auzea prea tare. Și trebuie să ajung la prințesă. Ok. Ăsta e regele și vine moartea. Și o moară regele, nu? Sau? Ok, a murit regele. Și acum? Ok, să-mi continui drumul. Du-te, du-te, du-te. Trebuia să fii păstrat muzică. E ceva copaci înspăimântători? Și ne ducem și intrăm în castel. Hai să dau totuși puțin. Așa. Back. Story. New game. Space to start. Ok. Deci. Așa. Bombă. Deci. Ca... Deci, așa, deci arunc cu bumerang. Și să dau așa. Q item. Sau la o. Trebuie să dau unul ăla să-l omor. It's a trap, ok. Sus așa nu pot să mă duc să sparg ăsta. Văd că nu pot. Cred că e și cu căcat vor ăștia să mă duc așa. Pe aici? Hai că asta e partea bună, ok. Și am murit. New game start. Hai. Aici văd că e altceva. Ok, dăm banii cu pace. Și am murit. New game. Am picat în acid, perfect. Păi și nu pot să stau pe aia, așa. M-am dus, dracu. Ok, mi-a ajuns și jocul ăsta. Dive, divide by ship. Despărțit de navă? Sau oaie? Nu știu care navă, care oaie, că știu că se citesc la fel. În fine, văd că e ceva cu pirați. Bă, dar la story about my uncle chiar e bun.
Și asta se aude tare, mâncavaș. Great World. Zici că e Angry Birds ăsta. Să-mi bat picioarele după meniu, zici că e Angry Birds. Nivele aici. Și nici nu pot să-l dau mai încet. Stați o secundă să-l dau mai încet. Așa, mai încet totuși, se auzea prea tare, bun. Păi hai atunci, să vedem. Și ce trebuie să fac? Ăștia joacă șah? Ce naiba porci? V-am zis eu că seamănă cu Angry Birds, avem porcii ei acolo. E asta e moartea, că l-are puc. Ok, i-a inundat. Piș. Ok. Și trebuie să salvez așa toate oile. Serios, asta e tot ce trebuie să fac în jocul ăsta? Ups. Și am rămas fără oi. Hai să-i dau un reload. Acum văd că aici sunt mai multe. Se pierde una. Ată bă, și rechin pe acolo. Da, da tot. Am făcut obiectivul full. Asta zici că e joc de la pentru telefoane, pentru Android. Este că încap toate. Ok. În fine, mi-a ajuns jocul ăsta, gata. Da, și în timp ce editam aici, am văzut că pe unul dintre jocuri, efectiv, nu a vrut să-mi filmeze. Mi-a arătat negru și nu înțeleg de ce. Și pe alte două nu mi le-a filmat deloc. În fine, ca încheiere, deci sunt foarte mulțumit de jocul ăsta, A Story About My Uncle. O să fac episoade cu el, cum am mai zis. Aici văd că este 13 euro și am scăpat ieftin, am dat doar 3 euro. Și mai era tot așa bunicel și ăsta, ce nu a vrut să mi-l filmeze ăsta cu mașini. E cu mașini jocul ăsta, e, și are și grafică bună, într-adevăr. Păcat că n-a vrut să mi-l filmeze, dar nu mai stau acum să o iau de la capăt, că nu mai are acel farmec de a fi prima dată când filmezi ceva, când joci un joc și na, ia, e căcăcios. În fine, păi închei aici, atunci... Sper că v-a plăcut tentativa asta mea de videoclip cu cheițe de pe Steam. Da, și hai totuși să văd cât era ăsta. Cum ai zis că era Car Crash, era? Nu Car Crash, cum se chema? Crash Time, așa, Crash, în fine. Crash Time, și Crash Time ăsta cât era? Și ăsta era 10 euro. Și pare și grafică. Bine, ambele au grafică. Chit că se vede cam pixelat aici, îmi place. E, asta e. Dacă vreți, mai fac, mai îmi donați voi mie ceva așa să pot să mai aruncă vreun euro sau doi, că mai am și un pic, mai facem o daie cu cheițe, sau donați mai mult și luăm o daie cu cheițe premium. Poate o să ne pice jocuri mai bune. Dacă mi-ar pica pădalea cu 5 cheițe premium să-mi pice exact un joc ca și acesta, sunt mai mult decât mulțumit. Adică am puțin engleză pe la colțul gurii așa. În fine, deci încheiem aici.
Eu v-am salutat, hai că termin acum de editat și îl postez diseară, cât treacu e ceasul acum. 11:34, îl pun pe la vreo 6, cred. Hai, ciao, Liz.